27 de la pagina 27. Am zis, da? Da. 27 de la pagina 27. Așa. E. Să calculăm A reunit cu B. Calculați. A reunit cu B, A intersectat cu B, A minus B, B minus A, A intersectat cu mulțimea cărilor naturale, B intersectat cu mulțimea cărilor întregi, știm că mulțimea mare este egală cu ai toți x-ii din ieri, cu proprietatea, de două ori modul din x, mai mic egal de 30 minus, de 7 ori modul din x. Așa. Și pe mare, este egal cu toți x-ii din ieri, cu proprietatea, modul adânc, din 2x minus 3 supra 5, mai mic e n-alba de lucru. Avea și un aspect. Adică luăm relația din B, de o parte și lucrurile. Deci 2 modul de X, adică. Așa, 2 modul de X. A, primă. 2 modul din X, mai mic cu egal decât 3 din X minus 7 modul din X. Asta înseamnă că 2 modul din x, 2 modul din x, trebuie să fie mai mic egal decât minus 3. Plus 7 modul. Hai să 2 modul plus 7, da, de dată. Da, ok, 2 modul din x plus 7 modul din x, mai mic egal decât 30, mai mic egal decât minus 30. Nu, nu. Echivalent. 2 cu 7 fac 9 modul din x. Așa vei gândi. Ok. Până ajungi la modul X mai mic decât un număr. 9 modul din X? Deci. Așa, 9 modul din X mai mic egal decât 30. Împărțim la 9. Nu merge prin 9. Nu, prin 3. Prin 3. Și o să fie 3 modul din X. Dar bine la 9. Și zic la 9. Și zic la 9. Modul din X mai mic e tal. Adică 39, adică... Adică. 10 pe 3. Așa, deci 3. Și X... Echivalent. Echivalent cu X. Aparține. X aparține lui minus... stai așa. Minus pătrată. Nu, minus intervalul închis. Minus 10 pe 3. Și 10 pe 3. Foarte. Asta e și mulțimea A. Deci A egal cu intervalul închis, A egal cu mulțimea intervalul de 3 până la 10 pe 3. Minus 10 pe 3 la 10 pe 3. Acum, să luăm și pe cealaltă. Modul din 2x minus 3 e mai mic egal decât 10. Mai mic egal decât 10. Și să avem 2x minus 3 poate să fie de la minus 10 care să pătrat, minus 10, 10. 2 minus 3. Hai să zicem așa, Mirna. 2x minus 3 cu 2x minus 3. Deci minus 10 și 10. Minus 10 și 10. Adunăm 3. Da. 2x cuprins între minus 7 și 310. Împărțim la 2 și x va fi cuprins între minus 7 și 13 mai, nu? Da. Și x va fi cuprins între minus 7 pe 2, împărțim prin 2. Minus 7 pe 2 și 13 pe 2. Pare de zăpățeată. Adică x aparține intervalului. Pare de zăpățeată. Adică x, minus 7 pe 2 și 13 pe 2. Așa că b va fi egal cu mulțimea cu intervalul. Minus 7 pe 2. Bun. Și acum trebuie să luăm. A reunit cu B. Și acum facem. A reunit cu B.
E ca un interval. Interval închis, minus 10 pe 3 și 13 pe 2. Ai dat răspunsul de la tână. Deci eu urmea, ai spus minus cât? 10 pe 3. Eu zic minus 7 pe 2. Că minus 7 pe 2... E 3,5. E 3,5. Minus 10 pe 3 e 3,39. Și minus 3,5 e mai în stânga față de minus 3,5. Deci mai... De la minus 7 pe 2. Deci luăm mai mic. Deci minus 10, 7 pe 2 până la... Până la 10 pe... Nu, ia să vedem 13 pe 2. 13 pe 2, 6,5. 6,5 și 10 pe 3. 13 pe 3, 6,5 și luăm până la 13 pe 2. Deci intervalul ăsta e impus în ăsta. Corect, da. Dacă repetăm pe astea, deci... Uite, hai să facem asta. Deci până mai zero. Mai întâi minus 7 pe 2, deci minus 1, minus 2, minus 3 și minus 4. Minus 7 pe 2 e 7, ce este? Minus 7 pe 2 până la 13 pe 2, care înseamnă 6 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și jumătate, 6 jumătate, da? 7, 13 pe 2. Și inclus, da. Celălalt interval e minus 10 pe 3. Pe aici pe deva se oprește. Minus 10 pe 3. Și până la 10 pe 3, 30 ceva. A treia parte din următorul segment. Da, adică de la lui 3 și jumătate din următorul segment. Deci mai mare 3,5 și 3,3 perioade. Păi da, să-i facă. Și minus 7 pe 2 e 3,5. Și minus 7 pe 2 e inclus mai... Nu e adevărat. Deci, ea zice că e minus 10 pe 3, deci pe aceea minus 7 pe 2. Nu. Pentru că 10 pe 3, minus 10 pe 3, e 3 bucăți întregi, un pic ani. 3 bucăți întregi și din a 4-lea, doar o treime. Pe când minus 7 pe 2, 3 bucăți întregi și din al patrulea jumate. Jumate, sigur. Deci primul e minus 7 pe 2. Da, deci ca ordine, uite cum am făcut. Minus 7 pe 2 și pe urmă minus 10 pe 3. Da. Iau o treime din tot întregul. Minus 10 pe 3 e mai mic decât 7 pe 3. Minus 10 pe 3 este mai mare, e mai aproape de 0. E în dreapta minus 10 pe 3. Da, da, am văzut. Acum ai înțeles? Da. Minus 7 pe 2. Da. Da. Și intervalul închis minus 7. Se vede că B-ul e inclus în A, ca observație. Merge să marcăm acest lucru, că B este inclus în A. Și la reuniune... Înseamnă că iau. Ce-am inclus în A? Au, nu? Minus 7 pe 2, nu au. Are unii cu B. Deci A reunit cu B-ul este A-ul, fiindcă B-ul e inclus în A. A-ul e inclus în B. Ăla-i minus 10 pe 3, 10 pe 3 e A-ul, domnul profesor. Minus 10 pe 3, 10 pe 3 este A-ul, da. Așa. Atunci B e A inclus în B. Așa zice și acolo e B. Și atunci A inclus în B. A inclus în B, corect. Să nu vedem toți imediat și mi-e întorc. Am avut copii, să știți. Da. Să ne... Să zic să facem sinteză, la ce mi-e trebuit. N-am mai făcut-o. Dar am scris unghiul, am scris, dacă e să fie. Și o să mai știu eu, da. Minus 10 pe 3 și... Da, 10 pe 3, da. Nu, dar nu era minus 7 pe 2. Păi acum, stai să scriem. Reunit cu... Minus 7 pe 2, 13 pe 2, așa de aghi. 13 pe 2. Și acum... Asta poate nu ne-am zis ca ordine, dar ai un B egal de da. Și finalul este că reunirea face minus 7 pe 2, nu? 13 pe 2. 13 pe 2. Acum A, intersectatul. Ai intersectat cu B. Ai intersectat cu B. De la...
Păi ce mai stați pe gânduri? La minus 10. În comun. Ce au în comun? Ce au în comun? La minus 10 pe 3, la 10 pe 3. Și păi comun e cel inclus, au. Ăla e în comun. Și are și parte. Dacă ea e inclusată. Funcționată comună, e asta. Eu rămân la pe inclus. Nu, ai fi inclus în comun. Deci, iată, egal cu minus 10 pe 3. Și 10 pe 3. Ai interesat cu B. A minus B. A minus B. Deci A minus B, punem tot ce este în A și nu e în B. Și mai uite, de valoră 0. Ce vede? Ce vede? A minus B, pentru că A pui toate elementele din A care nu sunt în B. Da, dar la mine tot. A mai B să B. Deci tot toate sunt în B, deci e egal cum ține bine. B minus A. B minus A. De la 10 pe 2. De la 13 pe 2. Pui de la 13 pe 2. Punim tot ce e în B. Dar nu era. Și nu era. Da. De la 10 pe 3. La 10 pe 2. Da. Și mai este ceva. Și minus 7 pe 2. La minus 7 pe 2, la minus 10 pe 3. A, așa, aia. De la minus 7 pe 2 închis. Minus 7 pe 2 închis. Minus 10 pe 3 deschis. Minus 7 pe 2 închis. La 10 pe 3. Minus 10 pe 3. La minus 10 pe 3 deschis. Rămâniți cu. Rămâniți cu. Ia, de la cât? De la 10 pe 3 deschis. De la 10 pe 3 la 10 pe 2. 10 pe 3 deschis. Deschis? Da. Important. 10 pe 3. Deschis la 13 pe 2 închis. Asta este B minus A, da? B minus A. Acum, A intersectat cu N. Păi de la 0 până la 3. Până la 3. Toate numele. 0, 1, 2, 3. Toate numele naturale. Da. De la 0 până, da. De la 0 până la 3. 2, 3. Mulțumim, mă luăm 0, 1, 2 și 3. Așa. Cam avem 0. Minus 3, minus 2, minus 1. B intersectat cu 0. E de la minus 3 până la 6 cu 0. De la minus 3 până la 7. De la minus 7 cu 2 până la 3 cu 0. Da, 7 cu 2 cu 3 cu 3. A, 3. De la minus 3 la 6. Da. Deci egal cu opțiunea minus 3, să se pune minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Se pune în complet de lăpări, puncte, puncte. Da, altceva. Atât. Care a fost aici? Ce-a fost autorul de anului, prin ești ăsta? Să vedem dacă știm, B intersectat cu B, minus. Să zicem asta, dar mai întâi rezolvarea ecuației este cu modulul. Sigur, da, dar dacă știm să găsim intervalele. Aici, ca să găsim corect intervalele. Da. Nu le găsim bine, nu avem ce discuta. Și vă vom vrea și cu mulțime. Asta sunt cele două. Și noi ziceam mai bine, puneți mai copii pe oameni să vă copiți pe lucrurile acolo. Da, e foarte clar. E o gândă. Da. Da, deci... Așa mai greșit, pe așa e un om, e deschis, e închis, dar mai pus pe ac să vezi oglindă. O oglindă. Uite, acum mai vine în minte. Și am să fac asta. Și pentru la micu, la operație cu numere, să fac axa de prezentare a numelor, când zici scăzut din 60 pe 20, să fac 10 de scăzute. Am o placă pe care o să o aplic la... La micu. Cum îl cheamă? Mario. Da. Cățeluș și găini. Ciocolată frumoasă. Nu mai zic că mi-a făcut ciocolată. Dar ce zic, ai făcut ciocolată mai ales? Nu. 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 Dar uite, mami. E voie. Da. Așa. Avem și mie pofă de ciocolată. Vinte, dar nu-mi permite. Da. E putica vinte. Ei, da. Da, mi-am urmărit.
exercițiu 29, de la pagina 27. Deci, determinat, în fiecare caz, intervalul G, care îndeplinește simultan condițiile. Care îndeplinește simultan condițiile. E clar că mulțimea I avem 4. Da. I intersectat cu minus 1, 4. Adică egal cu 0, 4. Da. 0, 4 închis inclus în I. Și clar că avem și 0. În intersecție ce punem? Avem elemente comune. Comune. Adică I și cu asta au partea asta comune, da? 0 deschis. Deci, pui de la 0 neapărat, de la 0 la 4 închis, da? Da, da. Obligatoriu. Acum, pe asta, dacă se urmești cu minus 1, 4... E clar că iul are pe 5 deschis. La capăt. Deci, iul are pe 5. 5. Adică nu numai trebuie să reunesc ca să mă duc până la 5 cu intervalul, intervalul 4, 5, nu merge mai. 4, 5 închis. Deci minus 1, acum... Păi, Miruna, ca să mă duc, ca să mă duc până la 5, cum ai zis tu, e limpede că trebuie să le iau și pe... dar la 5 deschis, nu? Deschis, da. Deschis, pare. Și ar face I-ul, de unde ar începe? I-ul de la, deocamdată, de la 0 până la 5. 5. Deschis. Așa ar părea că este I-ul. Să vedem dacă astfel I-ul acesta depășește condițiile. 0 și 5. I 0, 5 intersectat, minus 1, 4, 4, 0, 4. Deci ar putea să fie acolo I-ul minus 2, 5, la a doua. I-ul de ce nu luăm la minus 2, la 5? Da. Dacă I-ul aș lua așa, I egal cu minus 2, 5, cum spui tu? Acolo, gen intersectat cu minus 2, 5. Aici e reunit, da? Da. De ce nu poate fi la 5? Nu. Zic că 0,4 deschis închis reunit cu minus 2, 5. De ce am zis eu minus 1? Dar nu zic minus 4. E 4 aici. Ah. 4, adică exact capătul am agățat. Cel puțin la 4 putem să vedem, ca să mă la 5. Nu reunim cu simplu element 5. Că 5 ar fi fost izolat. N-aș fi găsit tot intervalul. Deci, bănuiesc, din tot ce am analizat până acum, că I ar fi 0,5. Dar ca să fie că este așa, trebuie să verifici condițiile. Uh-huh. Și verificăm. Verificăm. Adică ce verificăm? 0,5. Minus 1, 4. Minus 1, 4. Egal cu minus 1. Oameni, intersecție. Deschis până la intersecție fată. Reuniunii, atenție. Intersecție înseamnă la un loc ce comun.
Reuniune e domnul profesor, nu știu ce este. Păi, și mă, uite-mi. Da? Deci porțiunea comună. Adică dintre astea două iau pe cel mai mic. Da, minimul capetelor. E 0,4 închis. Și minim și aici. Da, e 0,4 închis. 0,4. Da, 0,4 închis. 0 deschis. 0 deschis. Și 4 deschis. Și 4... aici a fost închis. Da, închis. Da. Și 4 închis. Adică exact aici. Da. Prima condiție verificată. Da, a doua. A doua. E reunit 0. Adică în loc de input 0,5. 0,5. 0,5. Reunit cu... Se deschis. Minus 4. Minus 4. Și de la exact așa, minus 1. Acum, minus... dintre capete... Reunit ca numără 8. Minus 1. Minus 1,5. Punem minimul dintre astea două. Da, minus 1 deschis. Da, minus 1 deschis. Și maxim de 5 în 5 deschis. Corect. 5 în 5. Ca să fie bun interval. Da. Deci am gândit corect. Deschis la 5. Eu deschis. Da. Deschis la 5. Eu am înțeles că primul 0,4, dar la 2 de 4. De ce 4 acolo? Păi că nu puteam, puteam să spun în Miruna și de la 3 la 5. Că punerea la un loc. Era important să adaug. Nu puteai mai pe 5, vă fac un profesor că stai în spațiu. Și pe să pun și 2 și minus 1 și ce vreau? Puteai să pun și 2 și 1 și punerea la un loc. Ba, pe minus 1 nu puteam să-l pun, domnul. Nu puteam să pun minus 1. Iar deci minus 1. Nu. De la 0 în loc, că punerea la un loc înseamnă suprapunere pe anumite porțiuni. Și elemente retroluțiere. Dar minimul de la 4. O legătură. Da. Ca să încarc bine intervalul, să nu rămâne vreun punct neacoperit. Corect. Dacă puneai numai de 5, am vreau să rămâneți elemente la urmă. Sigur, dar nu există toate elemente. Era corect. Așa, dar ce bine? B. Ce? 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 I reunit cu intervalul închis minus 5, 3, deschis, egal cu intervalul închis minus 5, 5. 2, închis, închisăm. Și I intersectat cu intervalul închis minus 5, 3, deschis, este egal cu intervalul deschis 0, 3. 3, tot deschis. 0, 3, deschis. Da. Deci fără că am arătând-o pe prima. Nu, totdeauna am plecat cu intersecția. A, deci fiți atenți, totdeauna am plecat cu intersecția. Intersecția îți dă minimul de elemente din I. Porțiunea comună. E clar că e de la 0, I aparține lui 0. Deci I poate o să fie poate egal, mai vedem noi și mai adăugăm. Da, de la 0. 0 până la 3. Și mai vedem ce mai punem după ce vedem reuniunea. Minus. I poate fi de la 0. Și acolo sus poate să fie și de la minus, minus 5. Nu, dar minus 5. Ba, da. Că e minus 5 închis, da? Minus 5. Bă, am pe minus 5. Exact. Păi da, da, minus 5 sigur. Și faptul că așa... Da, trebuie să le-ai preparat și I pe minus 5. Ba, da, că e reuniunea sus la primul. Bă, atenție. Minus 5-ul ăsta, deci ca da, la rezultat, trebuie să vină fie de la una, fie de la cealaltă. Da, nu fi de la eu? Nu. Nu, pentru că e reunia, punerea lor. Aha. De undeva trebuie să vină. Și pe minus 5-l avem? Pe minus 5-l avem, n-am de întreabă. Eu zic că 3 deschis, 5 închis. Deci ar trebui să mai adau 3... Deschis. Păi este de pe la 3 deschis. De la 3 închis, 5 închis, ca să se lipească. Ok. 3 închis până la 5. 5 închis. Până la 5 închis. Adică ce lipsește? Păi ce da, lipsește în completare la reuniune? De la 3 la, da, și închis. Deci la 3 închis. La 5 închis. 3 închis la 5 închis. Care îmi dă în final intervalul 0, 5. Și apoi să verificăm. Deci acesta este I-ul. Deci spăteam de ce paranteză pătrată la intervalul 3? Da, pentru că, vezi tu,
La mulțimi punem elementele din ambele mulțimi și de acolo și de acolo. Ei bine, treiul care apare în interiorul ăsta, da, nu-i prins aici. Da. Ah, deci e prins acolo. Deci neapărat trebuie să vedem partea asta. Da. Și din ea inclusiv 3, da, acolo în 3. Da, dar unde e minus 5? Dar ce te mai cu minus 5? Păi uite, acolo îmi dă un interval de la minus 5 la 5. Păi ăla am aici pe minus 5. Ăla am în mulțimea. Dar în unii, într-un neapărat, trebuie să fie oră noi, oră noi. Sigur, dar și eu nu pot să-l pun în minus 5 în ei, că sau de la minus 5 până nu știu unde, că în clipa care își face intersecția, apare aici, în intersecție, zona aceea. Așa. Să verificăm atunci. Verificăm. Deci eu zic că e 5 închis. Da. Că am făcut o treabă bună. Verificăm. De după ce va verifica. Deci 0,5 închis. De 0,5 închis. 0,5 reunim cu minus 5. 3 deschis. De la minus 5 închis. De la minus 5, greu ne-am punea în loc, dar da, minus 5. Până la 5 închis, corect. Nu la 5 închis. Bun. Da. Acum 0,5 deschis închis. 0,5. Să ridicat cu minus 5 închis, 3 deschis. Intersectata fiind de la 3 deschis. Așa ce mi-a zis. Asta e porțiunea comună, da? De la 3 deschis la 0 până la 5. Deci ar fi de la 0. Eu, dintre astea două, pe maximul dintre ele, dintre 0 și minus 5, dintre capete, e un maxim, 0 este. 0 e comun celor două. Căci minus 5 e lăsat în afară. Da, 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 da. 0, de la 0. Și de aici e un minim dintre astea. Până la 3. Până la 3 deschis. Da. Deci 0. 3 deschis. 0 de care? Deschis. Deschis. Și 3 tot deschis. 3 deschis. Și am terminat, și merge. Și corect. Și corect. Da. L-am gândit bine. Da, bun. Deci, în ce metode am intervat cu rezultatul intersecției. Băgați acum. Pont. Da. Și până vezi, la reuniune ce îți mai trebuie, ce mai adaugi. Da, ca să completezi reuniunea. Da? Okay, intersecția totdeauna. Da. Și mai avem exercițiul 30 la pagina 27. Dar scrie, dacă acolo e un șterg acolo, domnule. Da. În partea asta. 30 la pagina 27. 30 de la pagina 27. Determinați numerele întregi A și B, astfel încât. A și B din Z. Din Z, așa încât. Intervalul închis A, B, intersectat cu mulțimea numerelor întregi, să dea mulțimea numerelor, cum zic, parte de acolo. Da, mulțimea. Minus 3, minus 2. Da, 2 ele. Nu așa, este doar 2 ele. 2 elemente, da. 2 elemente. Determinați pe A și pe Z, așa încât intervalul ăsta e interrupt. Este pe ucea vă rog, pe ea. E clar că mulțimea de la A și pe el conține și pe minus 3 și pe minus 2. Deci, A și B, nu? Da, e de la minus 3 închis până la minus 2 închis. Sigur că da. Deci, intervalul I, ca și răspuns, A egal cu minus 3 și B egal cu minus 2. Da. Da? Da. Da. Și facem proba. Da. Minus 3, 2. Intervalul minus 3, minus 2. Intersectat cu toți întregii. Minus 2. Nu am alți întregi între minus 3 și minus 2. Da? Numai capetele sunt. Este un interval de unitate. Da. Deci egal cu minus 3, îți fie o bandă de minus 3 și minus 2. Corect. Dacă ați spus
intersecția. Dar de ce la numai minus 3 și minus 2 e 1? Pentru că dacă... Intervala închisă aici, da? Da. Și dacă nu am minus 4, mi-ar fi și minus 4 cu 10. Dar dacă aș fi spus minus 3,5? Da. Da? Dacă aș fi fost... Deci dacă aș fi spus de la minus 3,5 atunci nu am fi luat pe minus 3. Minus 2,7. Atunci nu l-am fi luat pe minus 3. Intersectat cu 0. Ar fi fost minus 2 și am fost. Cum? Dar și minus 3 ar fi fost. Cum să nu? E minus 3,5. E de la minus 3,5, nu e 3. Și 3. Dar minus 3 este în interval acolo. În 3,5. De la minus 3, pe mai merge ală cu jumătate de segment. Și sunt 3 și numai minus 3 și minus 2. Da. Deci eu spun că pot să iau așa. De la minus 4 deschis. Corect. De la minus 1 deschis. Intersectat cu 0. Este egal cu elementele. Minus 3 și minus 2. Da. Deci intervalul este mai larg. Nu numai minus 3, minus 2. Este bine și așa. Da. Dar este bine și cum am dat aici. Da, dar el zice acolo paranteză pătrată. A, deci autorul îmi spune paranteză pătrată. Deci nu-i bună. Păi, la paranteză pătrată nu. O să spun că... Dacă spun așa, ești din și minus 4 să fii din 10. Da, de acord, dar atunci, spun minus 3,9 poftim. Spuneți așa, nu? Interval închis, nu? Minus 3,9. Până la minus 1,9. Minus 1,9. Și atunci... Nu e interval închis. Interval închis. Da? Da. Atunci... S-ar afla aici și minus 3 și numai minus 2. Da. Minus 3 și minus 2. Noi am trecut la B. Dacă ați vrea să facem A, ca să vedeți cum vreau, sau nu ținem cont. Autorul dă și el o rezolvare la A. Și ar vrea așa să rezolvi copiii. Bun. Facem și cum spui tu. Da, am terminat aici. Aici am vrut să insist că tu, Miruna, cum ai dat răspunsul, este corect. A și B să fie minus 3 și minus 2. Dar poate să fie... A și B până la minus 3,9. Că s-ar afla aici elementele minus 3 și minus 2 în interior. Doar două ele. În intersecția asta cum trebuie trece. Deci, nu-i greșit nici cum ai spus tu, dar nici cum insist eu că pot să lăgesc intervalul. Că mai să nu mă duc la minus 4. Să nu-l ating pe minus 4 și pe minus 1. Că atunci trebuie să iei și pe... Și pe minus 4 și pe minus 1. Deci la A era așa, interval deschis AB. Interval deschis. Deci deschis în A, deschis și B. A, B. Intersectat funcțiunilor naturale. Da. Dată de elementul 3. Egal cu 3. 3, da. Și zice așa, dependent numele între A și B, astfel încât ce am scris noi. Și acum la rezolvare zice așa, deoarece 3 aparține lui AB, intervalului AB deschis. Deci 3 se găsește între asta vrea să spun. Rezultă că A este mai mic decât 3 și 3 este mai mic decât B. Adică așa. Da. Presupunând că A este mai mic decât 2. Deci dacă A ar fi mai mic decât 2, l-aș lua și pe 2. A rezultă că și 2 aparține intervalului. Sigur că da. Intersecta cu N, ceea ce-i fals. Așa. Dacă A este mai mare egal decât 3, atunci 3 nu aparține intervalului AB. Și atunci A este A un egal cu 2. A este un număr cuprins. Deci A egal cu 2 și B egal cu 4. A egal cu 2 și B egal cu 4. Da, păi da, asta se vede foarte bine. Așa zicem și noi. Noi spuneam deodată că e vorba de intervalul care se poate doar pe 3 interior și asta între 2 și 4. Da. Da, înțelegeți. Da? Între 2 și 4 se află 3. Da. Și intervalul deschis
la ambele capete și împărțim doar pe, pe 3. Da. Deci ai egal cu 2 și pe egal cu 4, da? Da, da. Ăsta-i egal. Și ăsta-i 0. Da. Deci mai vedeam. Una și gata. Interval deschis A, minus 2 deschis. Asta este F. Deci intervalul e da. Interval deschis A, A și minus 2 deschis. Reunit cu interval deschis minus 3 și pe deschis este egal cu interval deschis minus 5, 8 închis. Să știm cine ia cine ia. Da. Pentru reuniune, știu că se ia, ca să fie intervalul maxim, minimul dintre astea două și maximul dintre astea. Ia atenție la unii, domnul profesor, ce-a fost interesant. Minimul dintre cele două. Minimul dintre astea două. Maximul dintre astea două. Și cum ar fi A? Deci A-ul trebuie să fie minus 5. Minus 5, deschis. Deci, exact, deschis așa aici, da? Da. Deci, neapărat, minimul dintre ele și maximul dintre ele. Da. Atunci, e minus 5. Minim dintre A și minus 3 egal cu minus 5 ne obligă la A să fie egal cu minus 5, da? Și maxim dintre minus 2 și B. Minus 2 și B. Minus 2 și B. Minus 3 și B. Închis. Nu, minus 2, atenție! L-a luat pe A și pe minus... Deci pe primul element din mulțimea, prima mulțime și deci, primul element din capetele din stânga, cap, nu-i bine mulțime. Sau... Capetele din stânga intervalului. Și capetele din dreapta, înțeles, da. Și capetele din dreapta intervalului. Maxim. Maxim de trei. Și maxim dintre 2 și B, dintre minus 2 și B, trebuie să fac cu 8. Minus 10. Nu, 10. Maxim dintre minus 2 și 8, B egal cu 8. E echivalent. Cum ia? Intervalul e minus 5, 8, de-aia auzit în profesor 8. Da. Deci maxim dintre minus 2 și B. Dintre minus 2 și B. Dintre, dintre aceste două elemente mulți. Da? Maxim dintre aceste două elemente este 8. Dacă și numai dacă pui 8. Redută că pui egal cu 8. Deci, deci redută că pui egal cu 8. Și așa vrei cu B? Dar nu mai scade atât de A și pe B. Păi da, așa. Și acum vrei să faci proba? Asta, da, am făcut. Am verificat. Minus 5, minus 2. Deci, A, minus 5. Minus 5, minus 2. Minus 2. Verificăm, da. Da. Minus 5, minus 2. Reunit cu... Minus 3, 8. Minus 3, 8. 8, 8. Închis. Închis. Egal cu minus 5. Egal cu minus 5. 5. E corect. Dar să mai facem o dată cum ar fi video, profesor. Imediat. Minus 5, 8 minus. Mi se pare foarte interesant cum le ziceți cu minimul și cu maximul. Da. La reuniune, eu trebuie să am cel mai mare interval. La reuniune, vă că trebuie să, da, să lată cel mai mare dintre cele două intervale, înseamnă că voi gândi așa, dar cu tințe, iau minimul dintre, pentru stabilirea capătul din stânga. Minimul dintre capătul din stânga și capătul din stânga, dintre cele două capete. Și minimul dintre A și minus 3 este, problema este, minus 5. Și acum întreb, păi minimul dintre A și minus 3 să facă minus 5, numai dacă ai minus 5. Da. Da? Acum, când stabilesc capătul din dreapta al rezultatului reuniunii, iau maximul dintre capetele din dreapta ale celor două intervale. Capătul acesta și capătul acesta. Și atunci eu spun, maximul dintre minus 2 și B trebuie să fie 8. Maximul dintre minus 2 și B trebuie să fie 8. Ca este rezultatul aici. 8. Și acum mă opresc. Maximul dintre două, dintre minus 2 și B se fac 8. Numai dacă B e 8. Da? Corect. Deci numai dacă B este 8, se poate să întâmple așa.
Și atunci... Cam a fapt așa de. Cam a fapt așa de. Și verifică tot. Și verifică, deși limpede. Deci, la reuniune vreau să fie în cel mai larg interval, maxim putin. Și atunci iau minimul dintre cartele din stand-up. La reprezentarea numelor clasă, eu am intervalul, să spunem, A, B, A, B. Mai am un alt interval, C, D. De ce? Ce mic, da? Ce mic? De mic. Pentru reuniune, iau minimul dintre ce și am. Că reuniunea înseamnă de unde reuniunea? De la C până la B. Spune foarte bine. Da. La ce la B. Da. Și iau minimul dintre C și A. Da. Da. Minimul, adică cel mai mic. Minimul, cel mai mic. Da, adică tot mic. Da. Iar din capătul din dreapta, iau maximul dintre B și D. Și adică luăm din B. B, B. Și atunci intervalul reuniunii, punerii la un loc, este de la C până la B. B. Corect. Pentru intersecție, iau de. Maximul dintre capetele din stânga. Da. La reuniunea am luat și am luat minimul. Și acum iau maximul dintre capetele din stânga. Adică le iau pe A. Le iau pe A. Și pe ce? Și minimul dintre capetele din stânga. Și le iau pe D. Pe D. Ca să găsesc porțiunea asta comună. Da. Da? Iar dacă am rezultatul dat, cine e minimul, cine e reuniunea, trebuie să fac acolo, să-mi dau seama cine e B și cine e C. Pentru că eu am rezultatul minimului, am rezultatul reuniunii, cum a fost în cazul nostru. Știu rezultatul reuniunii, minus 58. Da. Dar știind eu că pentru reuniunea am minimul dintre A și minus 3, care e cât e? Rezultatul e minus 5, înseamnă că au e minus 5. Maximul dintre minus 2 și B 8. E 8, înseamnă că B este 8. Și am terminat. S-a terminat chestiunea. Toată povestea era, este asta, să înțelegeți ce înseamnă reuniunea și intersecția intervalelor. De la reuniune și intersecția mulțimilor. Intersecția înseamnă elementele comune, care găsesc și acolo și acolo. Punerea la un loc. A elementelor atâta, primei mulțimi, la prima mulțimi, deci la a doua mulțimi. Și în momentul în care am înțeles chestia asta, lucrurile merg foarte bine. Mai avem ceva? Ca și temă nu mai avem. Nu. Nu. Doar dacă mai lucrăm pe două exerciții, dacă mai puteți. Dacă mai puteți. Copii nu mai puteți fi. Am făcut și doar în tribină, acum am văzut la școală. Da. Să o primă. Aia, deci, dar și așa sunteți viteza. La algebra am făcut la geometrie. Știți că am notat domnul profesor ca și titlu, așa că nu pierde foarte mult. Unghiul la două, nu. Unghiul la două drepte în spațiu. Măsura, bucurie. A două drepte în spațiu. Așa. Și ce am terminat acolo? Am avut unghiul la două drepte în spate și am avut problema este de pătrat și omul la plane diferite. A, două drepte în spate. Unghiul la două drepte în ecoplanare chiar am lucrat. Da, drepte în spațiu, drepte în ecoplanare. Și coplanare și necoplanare. Da, da. E bine așa. Da. Tot în spațiu. Și am făcut aici, știți, problema ce am pătrat și eu cu domnul profesor. Deci am mai fost să-i toți la pătrat. Da, prom. Prom. Teorema lui Pitagora generalizată, teorema lui Pitagora. Da. Ne-am adus aminte că teorema lui Pitagora generalizată se aplică în orice. Și triunghi priunghi, când cunoaștem cazuri. Teorema lui generalizată, da. Trebuie să găsim un lucru. Da, și găsim unghiul repede. După aceea am făcut măsurile unghiului, format din drepte. Foarte mult am lucrat pe asta. Dar am avut o gradă de acolo. Și a doua problemă a fost piramida calculatorului regulată.
pătratele regulat. Deci tot așa am calculat modul angului format de drepte. Deci, practic, în contextul problemei... Asta la nu la geometrie, domnule Dion, ca să da. Așa. Bine. Rămas de... Geometrie. La geometrie. Deci, geometrie, da? Și era la algebra. Va pun numărul, interval linier. Da, interval linier. Reprezentare de ax, moduli. Interval linier. Modul. Interficția de uniunea. Inecuații. Așa. Inecuații cu moduli. Cu moduli. De fapt, mai precis, intervalele au fost privite ca niște mulțimi. Da. Da. Operație cu mulțimi. Aplicat. Paranteze din interval. Interval. Hai, așa, mulțumesc. La revedere, vă mulțumim că ați numit pe promulat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Păi, că mi-ai zis mai multe așa. Nu uitați de like și share. Că sunt foarte ca